Bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. În sfârșit, live împreună. Astăzi vom face o crostată, deci am primit un telefon și îmi vin musafiri pentru prânz, cât este ceasul 10 și 20 și nu am nimic dulce. Și o să facem o crostată repede, repede. Așa am să întorc camera și o să facem împreună, o să cântărim toate ingredientele împreună. Și toate rețetele le găsiți pe pagina mea de Facebook Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase sau pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți peste 1000 de rețete, 1000-1500 am, și dulci și sărate, de la prăjituri, torturi, creme, borșuri, sărmăluțe, fripturi, salate, la tratamente pentru păr, unguente, uleiuri medicinale. Și astăzi vom începe să facem o crostată cu dulceață, o dulceață de prune sau cu ce aveți. Am să întorc camera să începem să cântărim ingredientele și să o facem repede. Acum și ajung musafirii. Și să întoarcem camera. Ia să vedem cum o întoarcem aici. Așa. O să publicăm și pe pagina mea de Facebook. Așa. Am întors camera și acum pentru crostata noastră, deci o să avem nevoie de un ou, mi l-am pregătit aici, o să avem nevoie de coajă de lămâie și puțină sare, o să facem aluatul cu ulei de floare soarelui, cu bicarbonat, eu am să pun miere de albine în loc de zahăr, dar puteți pune și zahăr, și făină de grâu cu 3 zerouri. Și vom pune o dulceață făcută de noi, aceasta este de prune, dar puteți pune orice fel de dulceață. Dulceața o dăm deoparte și am să-mi aduc aici un vas, un cântar și o să le cântărim pe toate. Am deschis și cuptorul. Așa, să scoatem și cântarul. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Așa, și vom cântări. 100, am să deschid cântarul. 125 de ulei. Așa cântărim toate ingredientele. Le cântărim împreună ca să vedeți cum fac eu acest aluat fraged pentru tartă sau crostată, cum vreți să-i spuneți. Deci 125 de ulei. Voi pune un ou. Am să vă spun și cât cântărește acest ou. Așa. Deci are 58 de grame oul. Vom pune un praf de sare. Așa, un praf, nu mai mult. Coajă de lămâie sau de portocală sau esență de vanilie. Aici eu am puțină coajă, a fost pusă cu puțin zahăr. Așa, cam o linguriță. Vom amesteca puțin. Așa. Voi adăuga și miere de albine, aceasta este miere de salcăm, dar puteți pune și zahăr dacă nu aveți miere, dar eu o fac cu miere și am să pun tot așa 125 de miere. Cântărim încet 125. Așa.
Gata. Avem și mierea. Acum amestecăm. Vom adăuga și 8 grame de bicarbonat. Sau praf de copt. Eu astăzi pun bicarbonat de sodiu. Așa, mai întâi amestecăm mierea cu uleiul și cu sarea, coaja de lămâie. Așa. Făină adăugăm cât cuprinde. O să intre circa 300-350 de făină. Așa. Și 8 grame. Am să cântăresc. 8 grame de bicarbonat de sodiu. Am să iau cu lingurița și am să pun 8 grame. Așa. 4, 5, 6. Și cam o lingură cu vârf. 8 grame. Vedeți, se vede 8 grame de bicarbonat. Amestecăm și acum începem să adăugăm făina. Deci am făină albă de grâu superioară cu 3 zerouri. Am să o desfac. Și adăugăm făină. Aici. O să vă spun cât a rămas. Așa. Și amestecăm totul. Mai punem puțină făină. Apoi punem pe masă. Să lucrăm pe masă halvatul nostru. Nu trebuie lucrat foarte mult. Așa. Cât o să stea la cuptor, am să vă spun ingredientele la unguentul cu hrean. Și am să-l și-l arăt. Deci o să vorbim puțin despre el. Așa. Așa, am să pun aluatul pe masă acum. Am să-l scot de aici. O să-l vedeți mai bine. Am să pun puțină făină. Așa. Și punem aluatul pe masă. Frământăm până obținem un aluat potrivit de tare, să nu fie nici prea moale, dar nici prea tare, să-l putem pune în tavă. Așa. Este un aluat fraged cu ulei. Și o să facem așa o tartă. Ia, uitați, este aproape gata, am să mai pun puțină făină. Am să iau așa din pungă. Ia uitați-l ce frumos arată. Așa. Deci vedeți că nu se lipește de mâini. Deci nu trebuie să se lipească. Am să mai pun, vedeți consistența? Să mai pun puțină făină și apoi vom cântări pachetelul să vedem cât ne-a intrat la acest aluat.
După cum se vede, făina este destul de uscată. Ia uitați cum se desface. Deci nu este umidă. Umedă. Așa. Făina este de ajuns. Încorporăm toată făina de pe masă. De acum nu mai avem nevoie de făină. Și acesta este aluatul nostru. Așa. Am să-l pun puțin deoparte. Aici am o tavă. Are circa 26 de diametru. Hârtie de copt. O să pun hârtie de copt și am să tai mai întâi un triunghi ca să facem un cerc. Așa. Vedeți? Am să tai și am să dau deoparte hârtia în plus. Așa. Și am să împăturesc așa în triunghiuri. Ca să ne tapetăm tava noastră. Punem așa colț pe colț. Avem tava noastră, punem pe mijloc și tăiem de aici, cu un foarfec așa, vedeți? Iată. Așa, voi întinde aluatul meu pe foaie, am să rup așa o bucată și am să întind doar 3 sferturi din aluat. Așa, și îl întindem așa aici pe foaie, cu un sucitor. Așa. Se vede coaja de lămâie în interior. Și cu ce ne rămâne o să decorăm. Vedeți? Am întins pe foaia noastră, nu prea groasă, cam așa, vedeți? Așa, și acum o să punem așa aici pe... Vedeți cum arată? Și o să punem în tavă. Să tăiem surplusul. Așa. Adăugăm aici și tăiem aici surplusul nostru, vedeți? Așa. Unde am tăiat, dăm jos. Deci când aveți de făcut un dulce repede, repede, o crostată se face imediat. Facem repede, acum și ajungem să firi. Așa, aici avem aluatul nostru. Am deschis și cuptorul. Aici am dulceață de prune și am să pun un borcan de 400. Și voi întinde așa cu o linguriță.
Și acum nu ne rămâne decât să o decorăm. Și dacă ne rămâne aluat, mai putem face câțiva biscuiți. Așa. Și acum cu această margine, cu o furculiță, o putem lăsa în jos ca să facem un model. Să ne aduc o furculiță. Și apoi vom pune câteva decorații pe deasupra. O să trag, ia uitați, așa în jos. Și o să apăs. Așa. Deci aceasta este o crostată la minut. O facem repede, repede, o punem la cuptor circa 20 de minute. O să stea. Ia uitați. Așa. Și acum o să facem câteva decorații, să punem peste. Am să mă ajut tot așa cu hârtie de copt și am să întind. Aluatul să-l lăsați tot timpul să se odihnească, măcar o jumătate de oră. Și întindem. Este un aluat cu ulei, dar puteți înlocui și cu unt. Unt puteți înlocui. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube. Aici, în prezentare, linkul vă duce direct pe canalul meu. Prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Așa. Acum să tăiem. Să tăiem, să facem câteva șuvițe. Să le așezăm așa peste. Mai tăiem una, două și dacă mai e nevoie, mai punem. Ia să vedem. Aici avem șuvițele noastre și să le așezăm. Am să iau așa câte una, încet, încet. Le puteți da puțin la... Este foarte cald și se rup. La frigider să se întărească puțin și după aceea, așa, eu am să iau încet și acum cuțitaș am să mă ajut. Așa. Și o să punem așa câte una, încet. Am să aduc un cuțit mai lung. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Ia să mă vedeți un pic, să întorc puțin camera. Așa, este foarte, foarte cald. Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem crostată, o punem imediat la frigider și după aceea vă arăt unguentul cu hrean. Mi-ați cerut ingredientele și vi le spun imediat, doar să punem crostata la
la cuptor și întoarcem din nou camera. Așa. Și să terminăm aici. Și cu un cuțit așa am să iau încet. Așa. Să punem, ne ajutăm că este foarte, foarte, foarte cald. Așa. Și lăsăm așa în jos, vedeți? Trebuie lăsate la frigider puțin. Așa. Și acum am să tai de aici. Am să mai iau încă una. Încet, încet, așa. Și am să o așez așa aici. Așa. Și întoarcem așa aici. Să știți că este foarte cald și aluatul trebuie ținut puțin la frigider să se întărească. Dar vedeți că reușim și așa, încet, încet. Așa. Acum o să iau și o să fac. Așa, cât mai mici și să decorăm așa puțin. Să le iau așa cu mâna. Așa. Așa, și aici voi tăia inimioare și o să punem așa 2-3 inimioare. Ia să tăiem și am să le iau așa încet, una, două. Trei inimioare. Așa, să le iau așa încet și o să le așezăm așa aici. Vedeți? Acum dau la cuptor și vedeți, în 20 de minute s-a făcut. Aceasta este crostata. Ia uitați-o. Așa, este făcută la viteză. Acum și mi-ajung musafirii. Cum v-am spus, am intrat să o facem împreună. Aceasta este scoasă acum din cuptor. O lăsăm să se răcească și după aceea o scoatem din formă. Altfel se rupe. Eu vreau să vă mulțumesc pentru participare la acest direct. Vă doresc multă, multă sănătate
Și o să ne vedem. O să ne vedem mai des cu rețete în direct. Așa, ia uitați. Să aduc așa mai aproape, vedeți? Făcută în direct, ați văzut imediat așa cu voi. Acum. Vă pup dulce și vă mulțumesc din suflet pentru că ați participat la acest direct. Vă aștept pe canalul meu de YouTube și nu uitați să vă înscrieți la canal, să fiți la curent și să apăsați clopoțelul ca să fiți la curent cu noile rețete pe care le public zilnic. Și vă doresc multă, multă sănătate și încă o dată vă mulțumesc din suflet. Pupici, la revedere, duminică plăcută în continuare. Eu închid ca să-mi aștept musafirii. Am făcut repede, repede ceva dulce. Ceva dulce la minut. Vă pup, o zi frumoasă și multă, multă sănătate.